grea așa, pentru că vedem că a fost un volum de muncă foarte mare. Știți bine, pe data de 27 august am lansat domeniul mașinării intermedie 5.1. În Action Web au fost înregistrate 123 de cereri de finanțare. După prima parte a evaluării, 27 de proiecte au mers către contractare, către finanțare și sunt 6 rezerve. Noi astăzi numim oficial beneficiarilor primele 23 de contracte care au fost semnate și contracte care încep cu data de 1 noiembrie. Înainte de a trece la înmânarea efectivă a acestor contracte, vreau să mulțumesc colegilor mei din mass media, pentru că fără ajutorul lor, informația la dumneavoastră nu ar fi ajuns. Este un rezultat meritorul al OIR.SUS de Coltenia, pentru că au fost introduse în Action Web atâtea cereri de finanțare, munca colegilor mei de la biroul de informare și publicitate se vede. Și de astfel se vede munca întregii echipe, pentru că timpul scurt în evaluare și în contractare, după cum ați văzut, a fost foarte mic, iar dumneavoastră a fost informați într-un scurt timp, asta înseamnă că există și o transparență din partea noastră în relația cu dumneavoastră. Eu vă doresc succes, sper ca aceste proiecte să găsească resursele necesare prin prisma dumneavoastră pentru a veni în sprijinul șomerilor, persoanelor inactive sau a celor în căutarea unui loc de muncă. Este o prioritate a Guvernului în acest moment acest lucru și cu siguranță ne ajută să facem toate demersurile necesare. Muncă este una din activitățile care ar trebui să dezvolte foarte mult la noi și încă ducem lipsă de societăți sau de societăți specializate în a scrie proiecte și a depune proiecte. Banii europeni sunt prezenți în România, nu sunt accesați la nivelul la care ar trebui și la nivelul de la care România are nevoie. Și sper că în următoarea perioadă să se întâmple acest lucru, pentru că acești bani pot să ne ajute foarte mult în toate domeniile, în primul rând pentru dezvoltarea României, în al doilea rând pentru a trece mai ușor peste criza economică prin care trecem nu numai noi, ci toată Europa. Pe de altă parte, felicit pe cei care au muncit să facă toată această evaluare. Știu și ce înseamnă acest lucru, sper că au avut evaluare corectă, așa cum cer normele europene, și acest lucru este important, pentru că poți să fii dezamăgit dacă ai lucrat atâta vreme prin proiect și apoi nu ai fost evaluat așa cum ar trebui. Dumneavoastră, cei care ați primit aceste contracte, ar trebui să împărtășiți din experiența dumneavoastră și altora. Să știți că este foarte bine să spuneți și la alții cum ați făcut. Nu cred că este o competiție, dimpotrivă, bani sunt suficienți și ar trebui să arătați ceea ce ați făcut dumneavoastră, să împărtășiți, să reușiți să câștigați încrederea și altor societăți sau, nu știu, actori care pot să acceseze aceste programe, astfel încât să putem să cheltuim acești bani la un procent cât mai mare. Mă doresc succes în continuare și una și unora și celorlalți, pentru că și unii au muncit și ceilalți au muncit și sper ca această muncă conjugată să aducă avantaje dumneavoastră și celor care sunt implicați în aceste proiecte și, bineînțeles, implicit românilor. Mulțumesc foarte mult!